bucur foarte tare că putem și în condițiile astea foarte speciale să ne aflăm aici și să schimbăm câteva cuvinte în direct despre o problemă foarte importantă. Așadar, această colaborare, aceste rezultate care vor fi prezentate astăzi, deși preliminare, sunt rezultatul colaborării între cercetători de la trei instituții, institut de cercetare, o universitate și două institute, Matei, Balș, vedem aici și virusologia, cu sprijinul, să spunem așa, clusterelor industriale, clustere care pot să preia aceste rezultate ale cercetării și să scurteze cumva drumul acestor rezultate către aplicații imediate care să vină în beneficiul societății. Asta își dorește Universitatea din București, universitate comprehensivă cu 19 facultăți, cu diferite tematici de cercetare care practic variază de la cercetare socio-umanistă până la cercetare experimentală, cercetare fundamentală și își dorește foarte mult să se implice activ în identificarea de soluții pentru probleme urgente ale societății, cum este și această problemă a pandemiei COVID-19, care, dincolo de problemele create sănătății umane, să spunem, a căpătat o dimensiune, să spunem așa, de urgență globală, afectând, probabil, cred că cu toții suntem de acord, toate aspectele vieții umane în societate. S-a creat, să spunem așa, un fel de anxietate generală, multă lume încearcă să o explice, dar se conturează așa două motive importante pentru care se întâmplă lucrul acesta. Unul dintre motive este exact această lipsă a comunicării rezultatelor cercetărilor de către specialiști, către publicul larg. Și atunci publicul citește ce poate pe diferite canale și, de fapt, este victima unor curente de opinii care nu întotdeauna reflectă progresul cercetărilor în domeniu. Cu alte cuvinte, oamenii ar avea nevoie de repere, de un, să spunem așa, adevăr care să le fie comunicat într-o formă prietenoasă, astfel încât ei să înțeleagă exact că oamenii de știință nu stau degeaba, că progresul în domeniu există și că vor fi, până la urmă, vor fi găsite soluții la această problemă, așa cum au fost găsite soluții în deceniile anterioare, pentru multe alte probleme. Rămânem acum în sfera sănătății publice, pentru multe alte epidemii, pentru mulți alți agenți infecțioși, virali, bacterieni și așa mai departe, parazitari care au fost responsabili de-a lungul timpului de indici de mortalitate și morbiditate foarte ridicați la nivel global. De aceea sunt foarte bucuroasă că avem aici presa, că avem aici colaboratori, colegi de la diferite instituții de cercetare cu care vom încerca împreună să auzim care sunt preocupările acestui grup de cercetare în domeniul găsirii unor soluții de protejare a publicului, să spunem așa, a oamenilor în general, în momentul în care ei vin în contact cu anumite produse care, să spunem, ar fi fost atinse în mod accidental de o persoană infectată cu virusul SARS-CoV-2 și, în același timp, să aducă dovezi științifice privind capacitatea acestui virus de a-și păstra infecțiozitatea odată ce este eliminat cu secrețiile respiratorii pe diferite suprafețe inerte. Repet, cred că sunteți de acord cu mine, de la Platon până în prezent, lumea se teme de necunoscut. Atâta vreme cât prezentăm aceste rezultate, cât aducem în fața oamenilor certitudini privind anumite proprietăți ale acestor agenți infecțioși, teama nu va mai fi atât de mare, noi ne putem relua activitatea obișnuită în cunoștință de cauză și convinși de eficiența unor metode de protecție care ni se recomandă. M-aș opri aici și probabil în continuare dau cuvântul maestrului de ceremonie. Vă mulțumesc din suflet, doamna prorector, vă mulțumesc și pentru
tot ceea ce faceți. Mă țineți minte, în luna iunie am fost împreună la Secretariatul General al Guvernului și am avut o discuție extinsă cu reprezentanții din Secretariat tocmai în acest context. Deci, numele meu este Mahmut Eden și eu personal am avut șansa să încep să colaborez cu domnul profesor Stamatin în urmă cu 10 ani în acest domeniu fascinant care se numește nanotehnologii, nanoștiințe, un domeniu care a descătușat foarte multe energii, foarte multă creație și inovație. Deci, în luna martie, când a apărut acest lockdown, această situație de criză, practic, pentru toate cadrele didactice și personalul din cercetare, normal că au apărut o serie întreagă de preocupări, cam cum am putea să abordăm, din ce perspectivă. În universități, pentru noi a existat o problemă foarte practică. Ce se întâmplă atunci când vrem să redeschidem școala către studenți? În sălile de curs, în laboratoare, cum anume am putea să garantăm securitatea lor? Și așa a apărut prima discuție telefonică cu domnul profesor. Dacă n-am putea să dezvoltăm un sistem de devirusare folosind o experiență pe care în colectivul de la 3 nanosaie deja exista legată de suspensiile coloidale de nanoparticule de argint împreună cu perhidrolul și să încercăm să facem un sistem de atomizare a acestor soluții astfel încât cu o automatizare adecvată să putem garanta într-un anumit timp de ore că putem să reușim dezinfecția anumitor spații. Am dorit să trecem direct la treabă și așa au apărut contactele cu Institutul de Virusologie al Academiei, cu doamna director Diaconu, cu colegii de la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, cu doamna Furtunescu, doamna prorector Furtunescu, de asemenea dânsa lucrând și în cadrul Institutului, deci am avut și posibilitatea să colaborăm cu personalul de la Institutul pentru Sănătate Publică, Institutul Național de Sănătate Publică și de asemenea am extins această colaborare și către alte, să spunem, alți posibili colaboratori. Din păcate însă ne-am lovit de o primă barieră și aceasta este o primă problemă pe care încercăm să o supunem atenției publice și anume faptul că în ceea ce privește sistemele de dezinfecție, tot ceea ce înseamnă, să spunem, culturile de bacterii care se află în aer, practic avem o barieră, deci nu am găsit niciun fel de posibilitate de a testa și atunci a trebuit ca să redirecționăm această cercetare către suprafețe. Și ne-am pus întrebarea, ok, în momentul în care se așează în bancă, cum am putea să facem partea aceasta de a considera deparazitarea? Și încet, încet am ajuns către problematica aceasta legată de sistemele de împachetare și sistemele de ambalare. Deci, în continuare, am extins și am început să căutăm o posibilitate de a avea sursele de teste pentru aceste soluții de virus și în felul acesta am ajuns și mulțumesc din suflet doamnei doctor Liliana Preoțescu de la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș, care a fost de acord să colaboreze cu echipa noastră și să prevaleze și în același timp să asigure condiționarea, deci preprocesarea acestor probe, care ulterior să poată fi transmise către Institutul de Virusologie. Iar, evident, din punctul nostru de vedere, se tot vorbește astăzi despre aceste aspecte privind reziliența anumitor comunități în condițiile în care apar diverse situații de criză. Poate să fie problema unei epidemii, poate să fie alte tipuri de situații.
Și problematica aceasta legată de reziliență are aceste două dimensiuni. Deci vorbim odată de abordările top-down, deci în care se formează diverse comisii, comitete, care preiau problema respectivă și încearcă să o rezolve. Deci din această perspectivă, mergând pe firul acesta al investigațiilor noastre, am constatat că în țara noastră, deci practic există zone, de exemplu domeniul acesta al panificației, în care peste jumătate din pâinea care se distribuie și se consumă în România este neambalată. Și eu și mulți dintre dumneavoastră bănuiesc că preferăm pâinea caldă, nu? Când mă duc la o brutărie de fiecare dată, dacă nu este caldă, parcă nu-ți vine să o iei. Dar există momente, situații, în care ar trebui ca să existe o abordare unitară către o astfel de situație de a împacheta, de a ambala anumite tipuri de produse. Probabil că ați observat, sunt anumite lanțuri de magazine, de supermarketuri, care, pe baza procedurilor din alte state și la noi în țară, au început să desfacă numai pâinea ambalată în această perioadă. Dar acest lucru nu s-a făcut la nivel național. Deci, într-o abordare top-down, ar trebui, poate, în anumite situații, când, de exemplu, există o situație de dezastru sau de altceva, ca să se poată adopta astfel de perioade scurte în care se spună tot ceea ce înseamnă produs alimentar trebuie să fie împachetat sau să se ia măsuri similare pentru apă sau pentru alte tipuri de produse. Cea de-a doua abordare în aspectele de reziliență este problematica aceasta a inițiativelor de jos în sus, deci de la diversi, să spunem, oameni care nu au liniște, cum să zice. Deci este o situație foarte interesantă că de multe ori constatăm că în populație există persoane care n-au nicio legătură, să zicem, cu domeniul ingineriei sau știință, dar care pot să aibă o creativitate fabuloasă. Deci cu dinamul de la bicicletă, cu mânerul de la nu știu ce, poate să facă niște lucruri absolut spectaculoase. Are și un termen, acum se spune, citizen science sau citizen innovation, deci este un domeniu fascinant. E, pentru astfel de situații de criză, ar trebui să existe niște modalități de a se sprijini astfel de inițiative de jos în sus. La noi în țară știți foarte bine că a existat în luna mai un apel care a venit din partea UEFIS-CDI și a Ministerului Cercetării pentru a finanța anumite tipuri de teme. Modul însă în care s-a procedat și modul în care noi, de exemplu, timp de 4-5 săptămâni am scris tot felul de propuneri și ne-am trezit la un moment dat că au fost atribuite fondurile respective pentru o rezolvare într-un termen foarte scurt, dar către diverse grupuri și instituții care, mă rog, nu au chiar așa o notorietate în a realiza ceea ce au propus. Și din această perspectivă, cred că această abordare ar trebui să fie analizată și ea să fie îmbunătățită. Mă aștept într-un fel sau altul ca la sfârșitul acestei perioade să se facă un fel de raport asupra modului în care aceste fonduri dedicate unor proiecte plecate în acest fel să își arate și rezultatele. Dar această inițiativă trebuie să existe. Deci dacă apare un sinistru, dacă apare o situație foarte dificilă, ar trebui să existe o deblocare de fonduri care să sprijine aceste inițiative locale. Deci cea de-a doua problemă pe care o vrem să vă supunem atenției și domnul profesor Stamatin o să facă acum o prezentare legată de problematica aceasta a materialelor pentru sistemele de împachetare. Vorbim în principal despre materiale plastice, dar sunt diverse alte tipuri. Există un domeniu destul de larg pe care noi îl numim nanocompozite. Deci domeniul acesta al nanocompozitelor este un domeniu care putem spune că a început de mult timp, chiar din anii 90 au început să apară o serie de materiale, dar astăzi sunt deja probabil la a treia generație de nanocompozite, dar investigația lor
necesită o aparatură și un sistem de testare extrem de sofisticat. Deci, de exemplu, pentru tipurile de împachetare, vom vedea imediat rezultatele pe ceea ce s-a constatat. Activitatea noastră de cercetare vizează două tipologii de nanocompozite. E vorba de compozitele care sunt multilayer, deci, de exemplu, pe un strat de polietilenă se depune un strat monolayer de grafenă, de exemplu, sau pot fi anumite tipuri de vopseluri care să conțină nanoparticule în suspensie și care pe suprafața materialului plastic asigură o funcționalizare. Funcționalizarea aceasta permite atât, de exemplu, un caracter de biocid sau de virucid, reușind în felul acesta să anihileze, exact cum spunea doamna prorector, o serie de situații când poate să apară astfel de epidemii. Iar a doua direcție pe zona de nanomateriale o reprezintă nanocompozitele, în care nanoparticulele sunt integrate în masa de material. Și aici, de asemenea, sunt o serie întreagă de provocări. Pentru aceste tipuri de provocări, este necesar la nivel național să existe un program național dedicat zonei acestea de nanocompozite. Nanocompozite care sunt strategice. Deci vorbim, vă spuneam, despre cea de-a treia generație de materiale nanocompozite. Deci în prima generație au fost materiale în care apăreau nanopudre care erau incluse în aceste materiale. În cea de-a doua generație, calitatea nanostructurilor și a nanotehnologiilor a conferit proprietăți noi la nivel macro. Și în această a treia generație deja vorbim despre nanocompozite inteligente. Deci sunt o serie de capsule sau o serie întreagă de alte tipuri de materiale care reacționează la diversi stimuli. Aceste tipuri de materiale deblocă și deschid perspective fabuloase din punct de vedere al posibilităților de aplicații, ridică foarte multe provocări din punct de vedere științific, dar în același timp au și o imensă problemă în ceea ce privește riscurile, înțelegerea tuturor aspectelor de securitate și siguranță în utilizarea acestor tipuri de nanomateriale. Țara noastră este complet nepregătită din acest punct de vedere. Deci una din cauze poate să fie faptul că România nu este membră a OECD. Țările membre OECD au un mecanism intern prin care generalizează acest sistem de testare a nanomaterialelor și nanocompozitelor împotriva diverselor tipuri de riscuri. Noi fiind încă în afara OECD-ului, dar în cadrul Uniunii Europene, reușim să armonizăm puțin procedurile care există la nivelul Agenției Europene pentru Produse Chimice, dar și acestea sunt aproape numai cu titlu pur informativ. Avem nevoie, la nivel național, pe zona de nano-safety, deci riscuri, securitate și siguranță în folosirea nanomaterialelor, un sistem național în care să existe un consorțiu sau o grupare de institute de cercetare și grupuri de cercetare din țară care să țină legătura cu un minister, probabil Ministerul Mediului, și de asemenea ar trebui să existe centre naționale specializate pe aceste tipuri de teste. Deci din această perspectivă, prezența dumneavoastră aici în sală pentru noi este extrem de importantă și am dori ca aceste tipuri de mesaje să le cunoașteți și dumneavoastră, să le detaliem și eventual ele să devină un subiect de interes pentru viitoarele dezbateri. Sunt probleme de o importanță fundamentală pentru ceea ce se întâmplă cu țara noastră în perioada actuală și viitoare. Și cu acestea fiind spuse, îmi cer scuze că am lungit cam mult, domnul profesor Stamatin o să vă prezinte acum prima etapă a proiectului de cercetare care a fost inițiat. Mulțumesc! N-am să insist asupra titlului. Titlul este dat de domnul profesor Eden Mamut, că îi place așa. Eu aș fi scris două rând, un singur rând, domnul profesor. Avem două lucruri care au fost puse
în discuție. Testarea unor posibilități de transmitere acestor virus sau acestui virus și după aceea investigarea topografiei suprafeței materialului de ambalaj și ce se întâmplă dacă acesta, da, este stropit cu salivă, pus mâna cu pe el, o să pun așa, deci ca să înțelegeți ce se întâmplă, da, cu amprentele noastre. Și ce se întâmplă dacă punem pe o folie de pâine, inoculăm o folie de o felie de pâine și cum stă între felia de pâine și materialul de ambalaj. Cam astea au fost ideile. Acum, între un fizician care tot ce nu i-a plăcut le-a învățat pe drum, aici se combină multe lucruri, între fizică, investigații, microscopie de forțe atomice, microscopie electronică de baleaj, o groază de alte lucruri, dar fără biologie și fără chimie, un fizician este cam șchiop. Și atunci este combinația aceasta între Institutul de Virusologie, Institutul Matei Balci și noi, și împreună cu entuziasmul domnului profesor Eden Mamut, ne-am apucat de o treabă simplă, cu întrebări simple, setup-uri experimentale clare și rezultate scontate sau așteptate. Acum, eu am făcut așa, o schemă foarte simplă. Doamna profesoară Preoțescu, doamna doctor Preoțescu a prelevat probele, au ajuns la Institutul de Virusologie, cele două, și s-au făcut un set de experimente tipice și eu prezent mai târziu, căci sunt cele mai interesante. Partea noastră a fost să vedem cum este topografia filmului de polipropilenă, ca film de ambalaj, și cam pe unde, o simulare, cam pe unde s-ar putea așeza, distribui acest material, acest virus. Am luat din literatură, în primul rând, ca să înțelegem. Este o microscopie electronică de înaltă rezoluție, a se observa cum arată efectiv, în realitate, acest virus. Scala aici este de 100 de nanometri. Dacă îl măsurăm, o să vedeți mai târziu, este între vreo 40 de nanometri și vreo 140 de nanometri. Este unul dintre virusii care au o variabilitate dimensională în funcție de cantitatea de informație care o conține. Interesantă. Aici este o distribuție a virusului pe o probă colectată din plămâni, simplu, mai comună. Da? Cum se aglomerează în diferite celule alveolare, este primul rezultat publicat de cei din China. Și acum, pe baza acestor lucruri, toți oamenii de știință implicați în acest domeniu au încercat să facă modele. Eu am pus aici un model luat din literatură, cam așa arată virusul, este simpatic, dar periculos. Cam așa arată compoziția, structura și spuneam cu cât e mai mare, cu atâta lanțurile ARN și proteine din interior acestei anvelope conțin din ce în ce mai multă informație, deci e din ce în ce mai periculos. Și de aici domnii de la biologie ar putea să spună multe lucruri despre activitatea lui. Eu am luat o comparație. Sunt similare, dar fiecare fac cu totul și cu totul alt lucruri. Prin biomimetism, o plantă poate să-și dezvolte cam aceleași tipuri de topografii și morfologii, dar în sistem de apărare, iar în acesta în sistem de atac. Foarte interesantă natura, mereu este într-un echilibru. Când este ceva rău, trebuie să apară ceva bun. Unde stă poziționat acest virus? Între 40 și 140 de nanometri am pus eu simplu, după aceea sunt bacteriile, vârfuri, da? Firul de păr, da? El stă aici între 40 și 140 ca dimensiune. Asta este echivalent în
tehnologia pulberilor, că toate măștile ar trebui să fie filtrante sub 0,1 microni. Și da și nu, pentru că proprietățile măștilor pot fi și de 10 microni, dar dacă sunt încărcate electrostatic pozitiv, apare efectul de repulsie. Apropo, acest virus este încărcat pozitiv. Asta spune literatura. Ce, trebuie să vorbesc? Nu. Am pus și vârful de investigare de la microscopia de forțe atomice, care are vreo 10 nanometri. Da? Deci îl putem vedea, bine mersi, la măriri de peste 500 de mii de ori și peste 700 de mii de ori la microscopia electronică de transmisie. Cu aceste lucruri în minte, aici este un model cum investigăm vârful de 10 nanometri, cum investigează proba de polipropilenă și ce textură, topografie și formă avem. Cam așa arată microscopul de forțe atomice. Simplu, este un, să zicem, un resort cu un vârf de ordinul 10 nanometri care oscilează și oscilațiile, semnalul este transpus într-un semnal optic, respectiv într-un semnal grafic, până la urmă, că sunt culori ca atare. Se pot vedea așa, pe suprafața filmului de polipropilene. Lanțurile de macromolecule sau macromoleculele de polipropilene, care arată ca niște mănunchiuri, care sunt aliniate, da, în funcție de tipul de tehnologia de tragere, de turnare a producătorului. Ce vedeți aici? Am luat scala de 1000 de nanometri de aici, care înseamnă vreo 5 cm pe imagine, da, și am redus-o în așa fel încât să construiesc dintr-un virus, indiferent ce dimensiune, o dimensiune aproximativă de 125 de nanometri. Și am început să le pun prin software. Da? Să vedem cam pe unde se așează. Exact între spațiile macromoleculare, unde sunt câteva, sunt văi, dar această microporozitate, mezoporozitate, cum îi spunem noi, este superficială. Orice polimer din toată lumea, puteți să-l faceți în orice fel, are o densitate și o porozitate. Polipropilena aceasta este de ordin, are densitatea 0,96 și volumul neocupat de polimer în acest spațiu, da, tridimensional, să spunem, atinge vreo 30%. Deci are o porozitate echivalentă de vreo 30%, dar toți acești porți sunt închiși, ceea ce nu permite materialului de vreo 33 de microni, cât are grosimea lui, să penetreze orice substanță, inclusiv gaze. Permeabilitatea, de exemplu, la dioxid de carbon, îi trebuie dioxidul de carbon să iasă din ambalaj aproape 40 de zile. Pentru acesta, și dioxidul de carbon are vreo 2-3 nanometri în dimensiune. Pentru unul de 40 de nanometri, posibil ca numai să se așeze pe suprafață, dar să și persiste. Dacă suprafața este încărcată electrostatic pozitiv, atunci apare efectul de repulsie și s-ar putea ca acest virus să fie exclus, da, din el. Dar noi nu știm încă cum se comportă el la forțe de adeziune, interacții, de repulsie. E o întreagă știință aici și nu vreau să insist. Doar atâta să vă... Poate că este un detaliu mai frumos. Aceste goluri, imaginea 3D transpusă în 2D. Aceste goluri de aici, microporozități, au de ordinul 200, 250, 300 de nanometri. Deci pot să stea și 2, 3... virus, 4-5 virus. Problema este, nu mă interesează cât sunt, ci cât stau și cât pleacă de acolo. Așa. Ca să dovedim că, sau să demonstrăm că materialul nostru de polipropilenă este impermeabil, este simplu. Unghiul de contact la apă și la salivă.
Și am făcut un experiment cu o microscopie optică clasică, mărire de vreo 500.000 de ori, cu microscopul paralel cu suprafața, cam așa a fost, da? Și am identificat cum stă picătura de apă pe filmul de polipropilene. Aici imaginați că este tot o prelucrare de imagine, cam cum ar sta virusul. Deci dacă ar fi o picătură de apă cu un virus înăuntru, sau cum mai vreți, da? Este posibil ca acesta să nu se atașeze datorită forțelor de repulsie, pentru că față de apă, polipropilena este în general un impermeabil sau un hidrofob. Aici, cum v-am explicat, am pus mâna pe polipropilenă, da? Am făcut-o așa. Ei, problema este următoarea. E greu să identifici, mai ales că materialul e subțire și transparent, și atunci am folosit tehnologia de staining de la biologie și am pus în roșu de metil, cred că sau așa ceva. Ce se observă pe suprafață, da? Chiar dacă este grosolană figură, da? Deci un deget infectat poate să lase în urmă prin apăsare în spațiile pe suprafața polipropilenei. Diferența este că saliva are un unghi de contact foarte mic, se întinde și când se usucă lasă aceste pete. Evident, compoziția salivei cu totul și cu totul diferită. Și este posibil ca saliva să aibă un efect net dăunător dacă ea conține, dacă de la un bolnav până la un castel. Bun. Și acum am colectat din literatură, că n-am putut să văd cam cât rezistă pe diferite suprafețe acest virus. Curiozitatea a fost așa și intriga. Pe hârtie igienică vreo 3 ore, da? La vreo 21-23 de grade și umiditate 40%. Pe cupru vreo 4 ore, pe ambalaje de carton 24 de ore, timpul total, am să explic imediat și doamna profesoară o să mă ajute un pic, lemn, țesătură, stofă, deci pe țesătură poți să stai și 2 zile. Deci dacă vii acasă și nu spui haina la curățat, s-ar putea să se întâmple, știți, probabilitatea este nulă, dar există. Pe inox, și aici este polipropilena noastră pe plastic și unde noi am dezvoltat cercetări, pe sticlă, pe un pahar de sticlă 4 zile, pe bani. Aici am pus 7 zile pentru că mulți spun despre masca chirurgicală că este protectoare, dar și reține peste 95% din particulele de praf sau de salivă, dar dacă este infectată, se rezistă virusul pe suprafață, dar nu tranzitează prin mască. Nici din interior spre exterior, nici din exterior spre interior. Cam acestea sunt adunate din literatură. Pe plasticul care v-am spus, există o cinetică, tot din literatură. Aici sunt unități, titlu, domnii de la biologie știu foarte bine despre ce e forma curbei. Deci poate să staționeze pe suprafața plasticului cel puțin 8 ore, la un regim de viabilitate aproape constant, după aceea se degradează cu o anumită rată, da? Ajunge până la valori nu nule, ci cu o anumită cantitate de încărcătură virală, cu fragmente până la urmă, și poate să rămână peste 4 zile cu urme de fragmente de ARN viral. Eu nu știu să dau un răspuns ce se întâmplă mai departe. Oricum, dacă nu suntem în SF, sper că fragmente de ARN nu se auto-reaglomerează și din nou... Da, asta nu se vede. Domnule profesor, dacă îmi permiteți, da, pentru că este preza aici, este foarte important graficul acesta, pentru că tot auzi cât rezistă virus, cât își păstrează virus infecțiozitatea pe o suprafață. Este foarte importantă prima parte a graficului. Atâta vreme cât virusul este integru, da, atât ca material genetic, cât și ca structură de reliș, se poate multiplica și este infecțios. Însă, mult timp după infecție, atât în produsele recoltate de la un fost pacient sau de la un producător asimptomatic, cât și pe diferite suprafețe inerte, pot persista fragmente din materialul genetic, din ARN. Dar aceste fragmente nu mai sunt infecțioase.
Asta pentru că se aud tot felul de lucruri. Deci este important atâta vreme cât virusul este în corp și se poate multiplica. Și de aceea, revin la ce spunea domnul profesor mai devreme, avem nevoie de un cadru de testare standardizat. Trebuie să utilizăm aceleași metode, să avem același limbaj, pentru că altfel bulversăm, practic, pe cel care citește diferite articole. Da, 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 foarte bine. Mulțumesc, doamna profesoară. Poate mai intervin așa, pentru că mi se pare că trebuie să... Evident. Eu văd cum văd eu, dumneavoastră vedeți cum vedeți dumneavoastră, dar împreună vedem altfel. Vedem ce trebuie, da. Aș putea să întreb ceva, da, vorbeam și toți cu Radio România. Am văzut acel grafic hârtie, 3 ore, da, cuplu 4 ore. E vorba de cât rămâne virusul integru? Nu. Este acel timp, uitați-vă, arăt aici. Da? 96 de ore înseamnă aproape 4 zile. Este timpul total în care el practic a dispărut cu toate urmele lui virale. Cam așa se înțelege. Dar aici este clar, 8 ore, trebuie să ai foarte mare grijă că este activ. Da. De aceea discutam ieri cu niște specialiști care sunt de virusologie, chiar cu și cu doamna cercetător Coralie Bădu, care spunea că deja pe baza acestor studii, în Statele Unite renunță la suprafețele din inox, în laborator și în corpuresc cu suprafețe de cupru, dacă v-ați văzut. Rezistența este foarte redusă aceste suprafețe. Da. Acum, da. Ați spus că cât timp se poate modifica virusul ăsta, ce înseamnă că el, cât timp se poate modifica și modificarea ce înseamnă că de la fel de virulent și la fel de... Este la fel de infecțios, da, fel de activ, adică, practic, în momentul în care cineva a venit în contact cu acea suprafață, fără să știe că acea suprafață este contaminată, poate prelua, dacă nu se protejează cu bănuși și ultima asta, poate prelua particule virale active, care odată ajunse pe propriile mucoase, pot să inițieze un ciclu de infecție. Și cât se poate modifica? Păi asta este diferit, tocmai aici... Cât îl poți alimenta cu hrană până la urmă, da, cam așa este. Este nevoie de foarte multe cercetări, deci acel grafic pe care l-a proiectat domnul profesor mai devreme, este rezultatul unor cercetări foarte complexe. Deci asta este, trebuie să studiem interacțiunea acestui virus cu diferite tipuri de suprafețe. În momentul acesta, omul de știință nu are răspuns la toate aceste întrebări. Suprafețele cu care primul contact sunt foarte diferite. Deci chiar este nevoie de foarte multe studii. Depinde de porozitate, de încărcătura electrostatică, de foarte multe lucruri. Dar dacă ai sugestiv, este via. Noi, ca biologi, ne ferim foarte tare de acest viabil și de timpul de viață, deoarece virusurile nu sunt vii, ele sunt entități infecțioase. Via vii, adică ar putea să... Dar ar putea să-i infecțios, să-i zicem infecțios. Da, foarte. Da. Deci, nu se știe cât rezistă virusul ăsta peste tot, dar un mesaj care trebuie transmis publicului este acela pe care domnul profesor l-a subliniat. Saliva este un factor favorizant de aderare și de rezistența particulelor virale pe suprafețe inerte. Pentru că în salivă există, printre altele, o serie de proteine și aceste proteine creează un strat aderent la o anumită suprafață. Și pe pelicula aceasta este favorizată aderarea particulelor virale. Da. Bun. M-aș mai avea un comentariu. Dacă polipropilena are un factor de persistență de maxim 4 zile sau 8 ore până la urmă în cinetica aceasta, nu același lucru se poate întâmpla pe o sticlă organică care este încărcată negativ. Aceasta este neutră și aproape încărcată pozitiv. Deci vă dați seama, dacă îmi face panouri de separare și cu, din sticlă organică sau dintr-o altă sticlă, s-ar putea să avem cu totul și cu totul alte probleme. Da. Acum este partea pentru care doamnele de la Institutul de Virusologie și doamna doctor de la Institutul de Boli Infecțioase, este partea aceasta. Ce se întâmplă când inoculăm? Acum, simplu, aici este real-time PCR, metoda, am pus-o așa de să-mi aduc mereu aminte. Cum s-a procedat? S-a luat din probele doamnei Preoțescu și s-a pus pe, cu o anumită încărcătură virală pe partea externă a foliei de polipropilenă. Și s-a măsurat ce se întâmplă în interior.
Asta, bănuiesc, astea sunt probe cu anumită încărcătură, număr copii virale. Da? Pe interior, vorbesc sau ce? Da? A, da. Pe interior se observă că nu tranzitează după 30 de minute, rămânând pe exterior, evident, gradul lui de degradare, se spune, pentru diferite copii virale. Deci, întotdeauna s-a constatat și după 60 de minute și după mai multe, o oră, și au fost mai multe. Eu am dat numai două exemple pentru că nu sunt relevante, da? Pe interior, folia de polipropilenă de 33 de micron este cât mai subțire decât grosimea unui fir de păr. Aproximativ 40 de micron. Deci este și mai subțire decât un fir de păr și totuși acest material, da, este impermeabil sau nepenetrabil de către acest virus. Bun. Știți cum e? Cu absolutul e bine să nu te joci. Este aproape impermeabil, că este mai bine spus. Oricum, numărul de copii virale practic sunt nule. Sunt limita de detecție. Exact. Corect spus, da. Așa. Ce se întâmplă când inoculezi pe pâine, pui folia de polipropilenă și după aceea observ ce se întâmplă pe pâine, pe pungă, în interior, în exterior, după 60 de minute, 30 de minute, 180 de minute, da, pe pâine. Deci se observă că pentru fiecare tip de... Greșesc, că astea sunt diferite tipuri de încărcături virale. Da? Da? Sigur, din probe. Da? Pe pâine, sigur, are un anumit grad de cine știe cum interacționează cu pâinea, cu materia bio din pâine, cu ce, cu coloranții, pâine neagră. Așa. Se observă clar o descreștere curată. Pe interiorul pungii apare clar o mică descreștere, pe exterior nu s-a observat nimic. Da? Pe partea aceasta sus. Da? S-a lucrat pe interior. Și așa mai departe. Da? Aceste rezultate sunt extraordinar de importante pentru că sunt două aspecte. Unul, pui pe mâna pe pungă și poate să reziste 8 ore sau știu ce se întâmplă. Vii după altcineva care în loc să aleagă cu ochii a ales cu mâna și își pipăie mereu fiecare bucățică de pâine că așa vrea să vadă dacă e proaspătă sau nu și vin eu după dumnealui și l-am luat efectiv pe suprafața mâinii mele. Doi, sunt unii care, că am observat asta, da? Sunt unii care strâng așa pâinea până când o penetrează, efectiv, 33 de microni este o nimica toată, da? Și pot să facă o fisură în folia de polipropilenă. Și atunci toate aceste lucruri aici sunt puse în evidență. Dacă ia ambalajul este corect manipulat de către cel care alege, nu cel care le produce, are un proces tehnologic bine precizat, da? Atunci nu este niciun pericol ca pâinea, da, din interiorul ambalajului să fie folosită cu încredere. Și sigur că folia de polipropilenă poate fi spălată foarte repede ca o primă metodă de dezinfecție acasă. Așa. Pardon? Ca niște concluzii. Sigur, tehnica real-time PCR a fost extraordinar de utilă pentru a obține aceste două rezultate sau trei rezultate cumulate în două, trei grafice. Aici, țintele vizate au fost diferite tipuri de gene. Cred că nu e cazul să discutăm despre ele, ci după ce se întâmplă, da? După punerea în contact cu proba biologică, da? Nu s-a evidențiat, evident, este o concluzie foarte clară, prezența virusului pe fața internă, când îl infectezi pe fața externă, și el există între pâine și fața internă a ambalajului, dacă îl infectăm accidental, să spun. Microscopia de forțe atomice ne-a ajutat, în primul rând, să înțelegem ce se întâmplă la suprafață, cum e, și de aici și ideea că natura
tipul ambalajului și încărcarea lui electrostatică, interacțiile între virus și suprafață sunt determinante pentru impenetrabilitatea sau repulsia acestui material de pe suprafața ambalajului. Cam asta este o concluzie finală, da? După ambalare în folie de plastic fără perforații, produsele de panificație nu mai sunt expuse riscului contaminării. În rest, cum începem decontaminarea, cum începe dezinfecția, este o altă problemă și o altă etapă de cercetare. Sper o sperare inumană. Numesc echipele. În primul rând vreau să pun în evidență echipele. Promotorul, executorul, da? Și doamna profesoară Floreto Chifiric, care chiar ne-a sprijinit, ne-a ajutat în ultima parte de prezentare, de comunicare acestor rezultate, văzându-le importante. Echipa de la Ștefan Nicolau, doamna dr. Carmen Diaconu și dr. Coralia Vlotu, care a făcut toate măsurătorile, să spunem așa, tehnica real-time PCR, doamna în amabilitatea lui Matei Bas, doamna Liliana Preoțescu, dacă nu ne frunza probele. Și așa, cred că am făcut un melanj între noi trei grupuri, care unul a furnizat, unul a analizat, unul a mai caracterizat, s-a pus cap la cap și am obținut o concluzie. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Și din lupta pe care o duceți, da. Și vă rog. Eu salut și apreciez această inițiativă pentru că în general românii nu sunt foarte greu de urnit din loc. Odată urniți, rezultatele sunt foarte bune peste tot în lume și cred că și la noi putem să facem lucruri deosebite. Ceea ce am învățat este că trebuie să fim înaintea virusului. Deci noi trebuie să înțelegem că vom trăi cu acest virus. Nu va mai fi, poate că, nimic la fel ca înainte. Și viața de zi cu zi va trebui să o schimbăm cu lucruri care să ne poată proteja. Este un proiect foarte important pentru a putea lumea să se obișnuiască cu aceste lucruri și de ce nu soluțiile să vină de la noi. Deci cred că asta este foarte important, că am luat startul acestor cercetări tocmai pentru a putea să înglobăm în viața de zi cu zi schimbările pe care le-a adus această pandemie. Și ceea ce aș mai vrea să spun este, m-au impresionat dedicarea și entuziasmul colegilor mei și oricând suntem dispuși să ajutăm și să colaborăm în acest domeniu și chiar și în alte domenii, în special terapia intensivă cu nevoia de a putea să oferim poate un strat nano pe acele tubulaturi din aparatele de... Da. Mulțumesc mult pentru încredere și... Da, asta e cortul de colaborare și vorbim la telefon. Să comentați ceva sau să aveți un punct de vedere. Bună ziua. Aș avea o întrebare. Cine a comandat acest studiu, dacă putem să știm? Studiul este un studiu al Universității din București, început de studiat de universitate. Și, practic, mai departe, pentru etapele viitoare, va trebui să găsim un mod de finanțare. Am înțeles. Și aceste studii vor ajunge la OMS, de exemplu, pentru validare? Deci, la momentul acesta, practic, este partea etapa preliminară. Deci, este, practic, partea aceasta de set point. Uh-huh. În etapa următoare, deci, vor fi planificate celelalte tipuri de activități. Și aceste activități vizează partea de materiale, pe partea de nano, vizează noi tipuri. Vă dați seama, s-au făcut probe
Dar pentru a putea fi publicate rezultatele, de exemplu, pe partea de virusologie, ar trebui să atingem cifre de peste 200 de probe care să fie testate. Deci, din această perspectivă, volumul de lucru de abia de acum începe în ceea ce privește validarea acestor activități. Când spunem om, ne referim la faptul că toate aceste probe, chiar din această fază, deci doamna Preoțescu le-a prelevat de la bolnavi infectați din cadrul Institutului de Biologie, deci de virusologie, de boli infecțioase, mă scuzați. Deci, din această perspectivă, s-a lucrat cu virus direct pe probele respective, e adevărat în condiții de laborator. Aspectele care sunt, să zicem, de testare, nu este cazul unui antivirus sau altceva care să necesite teste sau alte aspecte care să necesite contactul cu subiectul uman. Este doar să face pe probe. Și apoi, dacă am fi avut și cameră specializată pentru microscopiile noastre, am fi lucrat împreună cu biologii, da? Dintr-o parte, da, poftim. Mulțumesc frumos, mă numesc Georgescu George, sunt director la Consiliul Județean Ilfov, am fost președinte, vicepreședinte, consilier județean, prieten foarte bun cu domnul Stamatin, am fost și eu pe acolo pe la Facultatea de Fizică, mă rog, cu diverse, pentru diverse pregătiri și aș vrea să fac următoarele comentarii, încerc să-mi adun ideile în cap. Eu am avut vis-a-vis de nanotehnologie cu domnul Stamatin o experiență și cred în așa ceva, o experiență foarte interesantă. M-a sunat acum 2 ani de zile și mi-a zis că dorește să-mi dea niște nanosubstanțe cu care să stropesc plantele ca să le împotriva fungilor și a ciupercilor și a animalelor dăunătoare. Am stropit cu aceste nanosubstanțe care erau pe bază probabil de arginu, n-a vrut să-mi spună domnul profesor și a fost ceva spectaculos. Așa, secret profesional. Și a fost ceva spectaculos. Le-am stropit și am mai stropit și la cineva, nu s-au mai îmbolnăvit până în toamnă. Și partea spectaculoasă era că dacă 10 litri de soluție stropeam cu aparatul într-un anumit timp, datorită scăderii foarte mult a buscozității, am stropit într-un timp de 6 ori mai mare. Deci, tehnologia este viabilă pentru foarte multe domenii. Cât privește partea de cercetare și de susținere. Din păcate, România nu este interesată de lucruri pe termen foarte lung. Să bage bani în educație masiv și în cercetare. Din fericire, noi la Consiliul Județean ne-am implicat în proiectul cu laserul de la Măgurele și asta e o experiență fabuloasă. Deci autoritățile locale pot să sprijine și această cădere să sprijine asemenea proiecte, nu numai institute și Ministerul Cercetării și așa mai departe. Cât privește virusul, întrebarea care își o pune toată lumea și se așteaptă un răspuns științific, de ce a apărut virusul așa de agresiv și nu găsim o soluție pe termen foarte, foarte scurt sau mediu. E posibil, filozofii, să nu găsim niciodată un virus, un vaccin împotriva virusului. Și de ce cred asta? Pentru că se pare că materia vie acționează ca un organism unitar, adică vietățile, plantele și așa mai departe. Acest organism unitar se apără singur, așa este învățat, se reglează mediul, omul nu știu dacă face parte din acest organism viu, cine l-a creat, nu știu dacă face parte, dar pentru faptul că virusul nu este catalogat vietate, este jumate vietate, jumate non-vietate, atunci să ne apărăm singuri sau să ne apere întregul din care facem parte, cred că este dificil. Îi mulțumesc domnului profesor și doresc succes. Și noi mulțumim pentru gândurile noastre și mai avem aici o întrebare. Da, mulțumesc. Radio România Culturală, emisiunile de știință. Vreau să vă întreb, ați început cu pâinea de ce? Că e mai la îndemână, că e mai se așează cel mai bine pe ea? După aia, despre ce tipuri de, sau despre câte tipuri de plastic vorbim? Că este folia de plastic în care sunt ambalate, nu știu, merele, să zicem, fructele. Este plasticul în care e pâinea. E un plastic mai sunt tipuri de plastice mai groase.
Deci acest experiment a început direct cu pâinea și cu foliile care sunt folosite pentru pâine, pentru că era cel mai accesibil și foarte general. Cred că nu există om în comunitate, bă, mă rog, sunt și câteva persoane care nu folosesc deloc pâine, dar este unul din produsele cele mai generale din populație. De aceea s-a plecat de la pâine. De acum încolo, așa cum spuneam, se vor extinde pe diverse alte tipuri de folii de ambalaj, exact cum a zis dumneavoastră, pe diverse alte tipuri de alimente și doamna prorector a subliniat foarte bine. Deci este o activitate care trebuie să fie continuu. Deci nu este o activitate care începe acum și ne-am oprit. Nu a fost vorba de pâine. Deci în cazul pâinii, într-adevăr, apare un element, pentru că pâinea, deci poate să aibă, să fie un mediu care să favorizeze anumite aspecte, dar nu acesta a fost motivul, pentru că pâinea ar avea un anumit grad de favorizare. Pur și simplu a fost pentru că este un aliment foarte general. Dar n-a putea să aibă, deci există astfel de drojdii, dar efectul lor nu a fost scopul acestei cercetări. La momentul acesta încă nu s-au făcut studiile pe partea aceasta, deci din acest motiv doamna prorector a subliniat acest aspect foarte important, pentru că sunt foarte mulți factori pe care trebuie să-i avem în vedere în perioada următoare. Este o activitate de cercetare care începe. Dacă mai sunt și alte întrebări, vă rog. Domnul profesor, doamna doctor, aș avea și eu două întrebări. Virusul se lipește de celulă, da? Uman, de celulă. O anumită adeziune. Interacționează. Poate intra în celula umană? Bun. Păi atunci, din ce am observat din prezentare, înseamnă că avem un virus cu acțiuni, cu două tipuri de acțiuni. Și de ce? Nanomaterialele până, am văzut că este de la 40 de nanometri până la 140, da? Aproximativ. Bun. Păi atunci, cei până într-o 100 de nanometri, virusii care au până într-o 100 de nanometri, pot penetra celula umană. Atunci, cred că avem de-a face cu alte interacțiune. Cei care au peste 100 de nanometri nu pot să intre să intre în celula umană, care sunt peste 100 de nanometri. Asta este stabilit de USDA. Atunci, cred că avem de-a face cu două acțiuni ale virusului. Unul, primul, care interacționează în interiorul celulei umane și poate să dezvolte ceva, iar cei care sunt peste 100 de nanometri sunt lipiți de celulă, pentru că nu pot să intre, și cred că dezvoltă altceva. S-a gândit cineva la asta? Am înțeles această întrebare, dar acest lucru îl predă doamna prorector zi de zi, dânsa ține cursul de microbiologie. Vă rog. Doamna doctor, da. Poate să spună, pentru clarificare, indiferent că au sub 100 de nanometri sau peste 100 de nanometri, aceste particule nu pătrund în celula eucariotă precum niște nanoparticule sau alte substanțe inerte, ci pătrund pe baza interacțiunii dintre receptori de pe suprafața celulei și acele molecule de pe suprafața particulei virale. Deci nu este vorba de o penetrare pasivă a învelișurilor celulare. Din punctul ăsta de vedere, măcar suntem protejați. Da? Deci este vorba de această interacțiune, cum o numim noi, complementaritate între molecule de pe suprafața virusului și receptorii de pe suprafața celulelor noastre. Și dacă... Da. Și dacă m-aș duce puțin către rezultatele de real-time PCR cu numărul de copii, aș vrea așa, tot pentru a nu bulversa și noi mai mult opinia publică, să accentuăm puțin graficele astea, celălalt, cred că era cu... Aici, uitați-vă, sau următorul, cu pâinea, da? Da. Numărul de copii, 100, 200, dar vedeți că majoritatea sunt sub 100 de copii de ARN viral. Ei, trebuie să avem în minte lucrul acesta. Deci ăsta e numărul de copii înregistrat pe pâine. Ca să fie infecțios pentru om, virusul trebuie să, sau particulele virale trebuie să atingă o anumită densitate minimă infecțioasă. Și această doză minimă infecțioasă este cumva stabilită la cam peste 100 de particule.
Aici noi vorbim de copii de material genetic. Nu toate aceste copii de material genetic vor fi în interiorul unor particule integre care să prezinte pe suprafață acele molecule și să poată să infecteze celulele. Deci, cu alte cuvinte, totuși, pâinea și neînvelită, să spunem așa, nu reprezintă chiar așa un pericol. La, cel puțin, testele acestea preliminare. La prima vedere, dar sunt teste preliminare pe un număr mic de probe. Trebuie văzut, trebuie confirmat. Da, da. Și am și discutat cu colegele mele de la virusologie. Studiile s-au făcut deocamdată la intervalul ăsta de până la 3 ore, dar interesant ar fi să se meargă un pic mai departe și să se mărească acest interval. Dar urmează, da. Da. Am avut onoarea să fiu elev la master la domnul Stamatin și am o întrebare. Eu nu lucrez în domeniu și am o întrebare pentru domn profesor, poate și pentru dumneavoastră. Am văzut acolo în colectivul care a lucrat, deci este domnul Stamatin, doamna Adriana Balan, pe care o cunoaștem, doamna Nechita, doamna profesor, dar surprinzător pentru mine, în sală nu e niciun student. Deci dânsii sunt cadre universitare. Da, și păi da, nu, e o întrebare adresată și sunt doi doctoranți. Dar nu aici în colectivul respectiv au fost incluși și studenții, sunt interesați pentru că dumneavoastră știți că era mai mult bătrâni acolo. Au asistat, da, la da? Partea de lucru. Deci o provocare pentru ei, adică ei sunt interesați de chestia asta. Bine, a fost și vacanța asta, timpul în care Eu cred că sunt interesați, dar noi avem diferite tipuri de activități. În primul rând, ca să pregătești un student pentru aceste activități, care, indiferent cum sunt, au o anumită șansă sau probabilitate de infecțiozitate, dar nu ne-am permis, pentru că știți laboratoarele. Laboratoarele sunt și ele în anumite condiții. Provocarea este pentru ei, mai puțin pentru noi care vom... În două luni de zile am făcut. Trebuie să învețe să existe cu virusul ăsta și să se pregătească. Deci chiar trebuie să se pregătească mai mult decât noi. Aveți perfectă dreptate. Deci este componenta aceasta de educație care începe în colectivul, de exemplu, de la 3 nanosAE. Deci sunt implicați, în primul rând, doctoranzi și studenți de masterat. Deci această activitate va fi în continuare, pe măsură în care vom dezvolta alte proiecte, va fi transferată către doctoranzi care vor avea de studiat anumite aspecte, către studenți de masterat care vor pregăti anumit tip de teză și așa mai departe. Înțelegeți? Deci din această perspectivă suntem total de acord cu dumneavoastră că este nevoie de implicarea studenților. Dacă sunt alte întrebări? Și noi... Poftiți? Penetrare pasivă a nanoparticulelor, de exemplu, și altor particule poluante, să spunem așa, ele pot pătrunde într-adevăr prin venișurile celulare, fără a fi nevoie de o interacțiune specială de tip receptor ligat. Deci, pur și simplu, pătrunde ca unele caracteristici fizico-chimice, iar membrana acestei gaze este traversată de exemplu niște canale, porime, au dimensiuni mai mici decât ale canalelor respective, atunci ele pot să treacă pasiv prin membrana celulelor, de exemplu, pulmonare. Nu? Nu. Virusul nu. Deci particule inerte, vorbim de particule poluante, chimice. Da? Tocmai aici trebuie să facem un pic diferența. Deci nu este același lucru ca și când am inspira niște nanoparticule eliberate de noxele de la automobile. Este cu totul și cu totul diferit. Da. Mulțumim din suflet. Da. Și rămânem să ținem legătura.